Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou vlog. După cum vedeți, suntem într-o nouă mașină astăzi, Mercedes CLS. Bine, nu știu dacă e Mercedes AMG, nu știu dacă, nu sunt sigur dacă este. Astăzi o să mergem să la mașină, să gen la Fletari, un mecanic super de treabă, super șmecher. Și na, o să mergem la dânsul să vedem ce o să ne facă și să vedem dacă ne poate matricula mașina sau să ne facă niște schimbări. Mașina este foarte mișto, este prea ridicată, Lamborghini, urusul acela l-am vândut pentru că avea suspensiune bune și na, foarte mișto mașina asta, sunt extrem de mulțumit. Are frâne excepționale, adică uitați-vă și voi. Ok, și nu m-am angajat la poliție și o să-l întreb astăzi pe prietenul meu, Andrei, care lucrează la poliție, să se arăt filmarea de atunci cu Lamborghini urusul. Bună ziua, domnul Fletari! Ok, nu știu, vreau să vedeți dacă este tot în regulă cu mașina mea și cu astea, că e nouă mașina asta. Ok. Dacă o las eu, stați puțin. Stați o secundă. Gata. Nu, că la mine nu se vede, stați puțin. Stați așa că îmi pun mașina pe rampă. Ce mașină frumoasă aveți. Ok, imediat, așteptați puțin. Gata. Vedeți dacă este tot... nu este bine. Gata, este. Să vedeți dacă totul este bine și să vedeți dacă mai puteți să matricula. Nu știu dacă puteți să matricula la mecanic. Filmez un vlog doar. Ce, nu pot să filmez? Ok. Nu prea este legal la service să filmați. La service? Da. Ok, fraților, cred că o să pun GoPro pe cap și după ce termină domnul Fletari cu acest gen cu reparația, o să revin. Cum? Ați reparat mașina, domnule? Ați reparat mașina? Da, unde sunteți? Aici. Este totul în regulă cu ea pentru că este nouă și na. De ce plutește? Plutește, domnule. Totul e în regulă, nu? E tot în... Ok, vă mulțumesc din tot sufletul și na. Să sperăm că ne vedem cu bine. La revedere! Ok, fraților, acum trebuie să mergem la poliție să-i arătăm lui Andrei, mă rog, nu Andrei. De fapt, nu știu dacă e și Andrei, dar să arătăm acea filmare cu ăla, uitați o mașină, nu știu dacă este el. Hello! Sunteți domnul Andrei, de fapt ești tu Andrei, polițistul? Da, eu sunt. Salut frate, poți să-ți arăt o filmare? Da, să parchez mașina în garaj. Ok, stai așa să-mi o parchez și undeva. A zis șeful ca să o parchez mereu în garaj. E bine cum am semnalizat, nu știu. Eu mi-o parchez. Aoleu, stai că am bușit-o puțin. Păi am deja mască. Ok, hai să opresc motorul. Ok. Păi, poate te întreb, bă, de ce am venit? Este pentru că vreau să arăt o filmare. Uite, fii atent, ieri eu vreau să mă duc spre Lidl și uite-te tu în continuare. Uite-te la filmare. Uite-te. Te uiți? Da, mă uit. Uite, vezi cum era să intre la mine? Nu știu despre dacă e prietenul Romeo, pentru că, na, nu știu,
Pe bune, dacă știu. Habar n-am, nu știu. Păi și... Dacă vrei, da, da. Să încercăm să-l prindem și pe Romeo, dar nu știu, când începem să-l prindem pe... Așteptai... Ok, aștept aici. Spuneți în continuare ce vrea să spuneți. Vreau să vă zic că și eu acum câteva zile îl căutam pe Romeo. Da? De cât timp îl căutați? De cât timp îl căutați? De cât timp îl căutați? Ma. Păi știți la ce mă gândeam? Mă gândeam să vă ajut și să vă ajut eu pe dumneavoastră că... Na. Ok, haideți că vin după dumneavoastră. Stai să-mi iau și o mașină. Haideți, fraților, că poate reușim să-l prind. Nu, 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 stați puțin că vreau să... Sau hai că vin cu mașina dumneavoastră, las. Aveți geamul deschis, cred că de-aia vă aud așa, dacă n-aveți geamul deschis. Dar stați puțin, n-aveți voi cu geamul fumuri la poliție sau aveți voi? Ia să ce scrie aici? Service auto pletari. A cui e mașina asta, dumneavoastră, sau ați împrumutat-o? E împrumutată mașina asta? Este împrumutată mașina asta? A. Îl cheamă cumva Pletari? Da, da. Aici este sediul? Ia te scrie aici. Sediul lui Romeo. L-am prins. Ia să vedem. Ia să văd dacă e înăuntru. Mă uit eu să văd dacă e înăuntru. Dacă nu este, nu știu, vă zic. Stai aici. Aici. Nu este aici, cred. Nu are pe unde să scape. Nu, nu cred că e aici. Nu este aici. Nu, nu e. Uitați-l, nu este. Ia, uite pe prietenul lui. Nu este... Nu este domnul aici. Dar unde e? Că are niște treabă cu el. Nu știu. Eu am rămas doar aici. Dacă nu-mi spuneți, vă iau la Domnule, eu zic mai bine să-l căutăm. Ce ziceți? Noi doi. Nu. Nu să... Calmați-vă puțin. Calmați-vă foarte puțin. Pentru că trebuie să discutăm cu Gigel, parcă îl chema. Uite, unde ești? Unde l-ai văzut ultima oară pe Romeo? Spune. Nu vrea să vorbească cu noi. Haide dacă să-l... Dacă nu vorbești acum cu noi, te băgăm la închisoare. Scoate-mi taserul dacă nu vorbești cu noi. Mă duc să ardu pistolul. Duceți-vă. Eu până atunci mă duc cu tine afară. Haideți. Spuneți cătușile. Dar stați, cu ce v-am greșit? Păi spune-ne unde a fost Romeo ultima oară. Te avem pe cameră, să știi. Te filmăm. Nu? Da. Bine. A fost la... a fost ultima oră l-am văzut la Mec. La Mec, domnul polițist. Haideți să mergem. Urcați. Dacă ne minte, mergem pe stele, ok? Wow, ce rău. Nu știu, ar fi bine dacă m-aș angaja și eu la poliție sau dumneavoastră. Șeful, șef. Ah. Șef. Uite, mașina asta este a mea. Asta de poliție. Ah. Are pană. Ia să vedem. Lui Romeo. Stați, fraților, o să pun pe... Stați puțin că o să pun GoPro-ul pe pauză. A,
am... Ok, fraților, a revenit, a zis că trebuie să-l prindem pe Romeo. Haide, vino, vino, vino! Repede! Ah. Te-am prins! Te-am prins! În sfârșit, după 100.000 de ani. Da. Uite, buci. Ce vezi, bă, cu mine? Luceți-vă, loibii de proști. Deja ce imediat. Te căutăm de 2. Te căutăm de 2 ani. De 2 ani te căutăm. Asta l-am luat eu. În sfârșit. Dă-mi drumul! Nu-i dau drumul. Dă-mi drumul! Nu-i dați drumul, vă rog eu orice ați face. Puneți-i cătușile și băgați-le în mașină. Gata, l-am băgat. Gata. Hai că este pe banchetă. V-am dus în spate cu el, am vrut să-l iasă? Da, sunt acolo. Stați că imediat, mă mut. Opa! Dacă are cătușele, nu poate să-și le dea jos. Opa, gata, stai aici, nemernicule. Te caut de 2 ani de zile și tu nici nu răspunzi. Da. Bă, nu mai înjura că te-am pe... Nu mai înjura, zură eu că v-am pe cameră. Vezi că te dau și pe tine jos? Ce bă, brusca, doamne? Bine, mă scuzați. Dar vă bucurați că ați prins măcar? Mă bucur. Ok, după aia o să mă duc să... Cu mașina mea și să mă duc acasă. Da, dumneavoastră sunteți poliția, deci aveți voie să circulați cum vreți. Dacă sunt șef polițist. Da. Este bine. Păi și unde să-l duceți pe Romeo? Trebuie să-l duc într-un loc. Ok. Na, e bine măcar că v-am ajutat. Da. Na. Ok, la revedere. La fel. Ah, doamne, haideți, fraților, că vom după o pauză și după aia o să revenim. Ok, fraților, a revenit. Am plecat de la stația de poliție. Ok. Să vedem. Să mergem noi frumos. Bă! Bă! Bă, bă. Mai prost ca tine nu se poate. Mai prost ca tine. Uite ce mi-ai făcut. Uite, uite, bă, Tobi, tocmai ce mi-ai făcut. Da, uite-te la botul mașinii mele și după discutăm. Prostule, uite și tu aici. Uite-te ce mi-ai făcut pe spate. Ce mi-ai făcut la motor? Ce ți-am făcut, mă? Uite că n-are nicio zgrietură. Romeo, hai de curul tău. A, ce ți-am făcut, mă? Uite-te ce mi-ai făcut, mă. Da. Da. Înțeleg, Hai, lasă-mă în pace. Bă, hai să facem amiabilă. Ce vrei, mă, să facem, mă? Uite ce mi-ai făcut și pe față, doamne. Mă, și era și nouă mașina, mă. Da, hai la poliție să vezi ce te recunoaște polițistul ăla. Doamne, băiește, stai nebun, mă. Romeo, mă. Când ai scăpat, mă, de la închisoare? Băi. Doamne, era și nouă mașina, mă. Mamă, dar ce prost ești, vrei să zici. Oameni, văd că n-ai fost la școală, ești chiar needucat. Să mor eu dacă nu ești educat, dacă ești, dacă... Ia-te-l și tu cum faci. Bă, needucatule, ce dracu faci? Ia uite-l ce face, uite-l ce face, bă, dă-te, mă! Vezi că trebuie să plătești minim 2000 de euro, minim 2000 de euro. Porpac, spatele și fața, trebuie să le plătești.
Uite și tu ce mi-ai făcut. Stai că fac poză să... Stai că fac o poză. Ce mi-ai făcut, mamă? Cum poți să fii așa de prost, mă? Ce vrei, mă? Nu vere, dar în pana mea... Cum să intri în halvă ăla? Că aveam și viteză. Doamne, bine dracu, că aveam centura. Taci din gura aia. Ce-ai făcut, mă? Ia uite și intac motorul tău. Uite-te la botul meu. Cât de turtite. Da, pe dracu. Taci din gură. Intactă pe naiba. Să vezi ce... De dracu că nici n-au numărul tău. Că uite, mi-ai sâmbat și tu, bă. Du-te, bă, de aici, de... De mafio ce ești. Na, bă, vezi că am și film... Vezi că și filmez, bă, fraiere. Mhm. Mai și înjuri, las că iar... Las că o să intri din nou la poliție. Hai, pa, fraiere. Pun și GoPro-ul pe pauză. Ești dracu de aici. Fraților, cam acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like și să vă abonați, pentru că na, era să fac un accident destul de mare. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi să ne auzim în următorul vlog. În episodul următor, nu știu, adică în vlogul următor, cred că o să, nu știu, o să facem. Acesta a fost vlogul, fraților. Pa, pa. Pa, pa.